Charlie Otley, britanicul adoptat de România, vine joi la ora 18:30 de minute la Hunedoara, acolo unde va fi lansat episodul Transilvania din cea de-a doua serie de documentare intitulată Flavors of Romania. Hunedorenii sunt invitați să urmărească acest film în care Castelul Corvinilor este vedeta la Centrul Cultural Corviniana. În cea de-a doua serie a documentarului, Charlie Otley și echipa sa își propun o abordare mai personală a locurilor, oamenilor și obiceiurilor reprezentative ale României. Din episodul Transilvania al noii serii de documentare, nu putea fi omis Castelul Corvinilor. Charlie Otley s-a aflat pentru filmări în județul Hunedoara în luna iunie a acestui an. Lansarea filmului realizat de Charlie Otley va avea loc la Hunedoara. Este un lucru care ne bucură și în același timp eu cred vine ca o confirmare a faptului că eforturile atât a celor de la castel cât și a primăriei respectivă al primarului municipiului Hunedoara de a scoate în evidență valorile istorice, dar și în același timp valorile arhitecturale, pentru că nu cred că e un secret faptul că Hunedoara renaște. Venirea lui Charlie Otley nu face decât să ne confirme faptul că ceea ce se întâmplă în Hunedoara este ceva bun și cu siguranță ne și obligă ca pe viitor să îmbunătățim din ce în ce mai mult calitatea unei vizite în întregul oraș. A fost foarte plăcut surprins de ceea ce a văzut la Castelul Corvinilor, pentru că, așa cum se vede și poza de pe afiș, a fost făcută la castel, a vizitat castelul, a filmat la acea vreme Castelul Corvinilor. Prezentarea oficială a filmului va fi făcută chiar de Charlie Otley, iar la final va discuta cu cei prezenți care îi vor putea adresa întrebări.